Dacă ai avea un milion de euro acum, în ce ai investi? O mare parte i-aș investi în, în proiectul actual care îl avem, în proiectul de telemedicină veterinară, dar o parte din el, o parte din bani, i-aș investi în educația copiilor. Atunci începea oricum și agribusinessul să se repoziționeze ca imagine, pentru că agricultorii avea imagine, sau agricultorii imagine destul de precare în piață și atunci au început oarecum să intre digitalul, ca să zic așa, în zona agribusiness. Să numai la te trezi dimineața la 5 sau la 6, să fii primul la birou. Da, mai avut chestia asta. Man, asta e antreprenor, lasă-l că un 12 ore pe zi și de-aia îl admiră. Aici nu mă refer neapărat la studii. Uh -huh. Nu mă refer neapărat ca uh -huh. să fii absolvent de o facultate sau o universitate uh -huh. sau să ai un MBA. Uh -huh. Nu mă refer. Mă refer la a înțelege un model de business și a înțelege anumite funcții cheie într-o echipă sau a conduce o echipă și inclusiv parte de micromanagement. Sticker.ro devine partener oficial al Growing Together Podcast. Este o soluție de tehnologie cu un sticker ce se lipește pe parbrizul mașinii pentru a putea fi contactat în cazul în care ai blocat pe cineva sau ai parcă neregulamentar. În momentul scanării poți fi apelat, dar nu ți se vede și numărul de telefon, astfel ai confidențialitatea numărului de telefon. Sticker.ro, partener oficial al Growing Together Podcast. Eu te-am întâlnit prima dată într-un dintre evenimentele de la CEO Clubs, în care mi-aduc aminte că dincolo de statura impunătoare pe care ai avut-o, când ai luat microfonul în mână și a început să vorbești cu stare și prezență de spirit, știi și cu pofta antreprenorială acolo pe scenă zic. Da, chiar ar putea să conducă un club uh, pentru C level. Zic câteva lucruri despre tine ca să ne fie un pic mai ușor de urmărit firul logic al uh, discuției. Încep prin a spune câteva lucruri despre mine ca și uh, familist, pentru că... Mă, Super! Știi? Da. Încep cu o chestie foarte uh, da. funny. măritat <laughs> Mulți nu recunosc chestia asta, dar măritat, ăsta e adevărul. Uh, tată de trei copii, de profesie medic-veterinar și ultimii 20 de ani m-am uh, educat, așa să zic, în, începând de la zona veterinară, că acolo am studiat, până în zona de... Hai să zic, diverse modele de business în IT, camioane, you name it. Uh, deci, de la doctor veterinar la camioane, adică transport, și aici mă gândesc la rolul de la Ivan Weiss. Da, 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 eu acolo, da, da. Ai fost eu acolo, la tehnologie. Da, m-am uitat în zona de TECH, am lucrat uh, inclusiv pe zona de business integration cu colegii de la Life is Hard, APS. Uh -huh. Probabil nu mm -hmm. știi pe câte-l adică sigur știi pe câte-l Da. da. Uh, practic am încercat, după ce am ieșit din zona de angajat, am încercat, uh, uh, hai să zic așa elegant, sora uh, mai rafinată și mai sofisticată a șomajului. Freelancing-ul, <laughs> antreprenoriatul, zona asta. Freelancing-ul la început. Și după da. aia uh, am ajuns în zona de antreprenoriat. Bine, mm. nu, nu aș omite parte de educație, că e foarte importantă. Avem și un, o grădiniță la Cluj, împreună cu soție și cu câțiva parteneri. Și am avut câteva, și avem în continuare câteva proiecte pe zona de, pe zona de educație. credem foarte mult în educație. Și fiind părinte de trei copii, ești obligat. Da. Fișa postului te obligă să investești un pic aici, să fii mai atent și să încerci cel puțin niște demersuri educaționale care să... Te educi ca să poți educa obligatoriu, da. obligatoriu, adică... Nu. Nu. Mi se pare fascinant uh, faptul că un doctor veterinar zice că face parte de integrare de tehnologie. B și soției se pare fascinant <laughs> când te mătreabă că asta... o să ce cauți acolo, te mai suportă? Adică, știi? <laughs> nu, da asta îți dă uh, profilul o capacitate de a te adapta oportunităților, mediului în care te învârți, știi? Și este specific, antreprenorial. Capacitatea asta de adaptare? Este și cred că are legătură inclusiv cu meseria respectivă, că meseria de medic veterinar este o meserie liberală, este oarecum antreprenorială. Mm. Ca și exemplu concret, de exemplu, în Italia vorbim de 15.801 medici veterinari care lucrează în entități juridice care sunt 15.801. Adică, în Italia, medicul veterinar e considerat entitate juridică, antreprenoriat. În România, de exemplu, avem 8600 de medici veterinari, angrenați în 3300 de unități. Ok. Cam, cam al. deci medicul veterinar în sine este un antreprenor. Și probabil de aici, și educația care am avut-o în școală, nu neapărat în zona antreprenoriatului, că nu cred că există o formă de învățământ în România care să te ducă în zona, să te învețe ce înseamnă antreprenoriatul. Cea formală, precis, nu. Cea formală, da. cea formală. Și oricum cea formală pe care am absolvit-o noi la vârsta noastră, clar, noi a trebuit să ne adaptăm ca să putem fi, să înțelegem concepte antreprenoriale și să ne adaptăm antreprenorial. Dar, ce a fost mai ușor? A fost mai ușor să fii angajat sau să faci antreprenoriat? Da, știi răspunsul. Toată lumea știe să fii angajat e cel mai ușor. Și atunci de ce nu rămâi în zona de angajat? Nu, răspunsul la fel, e de simplu. Nu mi plac lucrurile ușoare, dacă vrei. Uh -huh. Pentru mine, și de am început cu familiei, e foarte important să mi aloc timp familiei. Și, uh, ok, când ai copii mici, uh, nevoia maternală e mult mai puternică și figura paternală este mai uh, uh, puțin prezentă sau uh, necesară în uh, creșterea micuților. Dar ulterior, o cu înaintarea în vârstă, copiii se uită un pic diferit la tată și încep să-l perceapă așa cum îl percepe și mama capul familiei, să uite la tine ca un exemplu, să uite la tine ca un model, să uite la tine ca la un prieten, de obicei cel mai bun prieten și atunci trebuie să găsești resursele, să ai timp, da, timp de valoare, adică nu mai să stăm împreună și tu să pe telefon sau stai în telefon și stai lângă copil. Și atunci cred că pentru mine asta a fost principal, pentru că nu cred, sunt sigur că asta a fost principalul motiv pentru care am ales să, mă, să ies din zona de angajat și să mă duc în zona de antreprenoriat, chiar dacă e mult mai greu și mult mai dificil, mai ales când ești obișnuit ca angajat în poziție de top management, uh, lucrurile se întâmplă cumva. Când ești din zona de top management și începi antreprenoriatul, nu ai la cine să delegi. Dar nu e aici o contradicție ca să petrești mai mult timp cu familia, ești antreprenor, în schimb antreprenoriatul este mult mai greu decât poziția de angajat. Este o contradicție, dar cred că principalul element uh, îl constituie factorul de decizie, adică tu uh -huh. decizi când aloci timpul familiei. Nu ești la program, la ora șapte trebuie să fii la birou. Acum, când ești într-o poziție de executiv sau de top management, de obicei ești primul la birou și pleci ultimul. Când, când ești antreprenor, la ora șase dimineața te poți trezi, poți duce copiii la școală, poți să mergi cu unul dintre copii la un uh, antrenament de tenis la not, după masa la prânz poți să ieși. Aici, ești proprietor, să pun din perspectiva timpului. Este mult mai greu și bineînțeles că Bagajul emoțional este total diferit da. față de poze de angajat. Mă uit la LinkedIn și dacă caut Stefan Văju, cred că văd probabil unul dintre cele mai dezvoltate profile de LinkedIn ca și experiența. Și te felicit pentru tot parcursul pe care l-ai avut. Chiar recomand oamenilor să te caute și să se conecteze cu tine pentru că experiența pe care ai avut-o pentru mine este mind-blowing. Spune-mi când erai CEO la Vike Holding, care a fost cel mai greu lucru pe care l-ai făcut acolo? Cred că cel mai uh, greu lucru care l-am făcut acolo a fost mai multe lucruri grele. Dar nu e aparat grele, au fost niște lecții care le-am le învățat. Mai challenging, așa? Mai challenging, Da. Mm -hmm. În primul rând, trebuie să mă adaptez modelului de business și uh, pieței transporturilor. Poate unora nu o să le placă, dar să fie sănătoși. Uh, comparând, și-am mai spus chestia asta, comparând, comparând zona, uh, hai să zic, de agribusiness unde am lucrat versus zona de, de transporturi și respectiv camioane. Uh, și nu o zic cu o tentă negativă, din contră. Uh, în agribusiness nu o să vezi niciodată un holonger, uh, sau un om care o da la lopată și era muncitor calificat sau necalificat să aibă o fermă sau o exploatare agricolă sau o fermă zootehnică sau un business foarte dezvoltat. În schimb, în transporturi, majoritatea antreprenorilor sunt foști șoferi de camion. Uh -huh. Nu înseamnă că e rău, însă e o diferență destul de mare între nivelul de cultură, educație și înțelegere a unor aspecte versus zona de agribusiness. Da, să știi că chestia asta o avem în România. Foarte des întâlnesc antreprenori cu companii foarte mari și care la nivel academic nu au neapărat performat. Nu, aici nu mă refer neapărat la studii. Uh -huh. Nu mă refer neapărat ca uh -huh. să fii absolvent de o facultate sau o universitate uh -huh. sau să ai un MBA. Uh -huh. Nu Mă refer, mă refer la a înțelege un model de business și a înțelege anumite funcții cheie într-o echipă sau a conduce o echipă și inclusiv parte de micromanagement. Da. Pentru că există tendința așa asta nu are legătură neapărat cu uh, nivelul de educație, că și în zona academică ne uităm la antreprenori care au studii și fac micromanagement și numără boabele de cafea sau sticle de apă sau, știi, și atunci... Da. A... Însă, acolo lucrurile se întâmplă un pic diferit, și așteptările sunt un pic diferite, și combinat cu cultura românească, Dacă vrei, hai să vedem cum facem ca să fie bine. Păi, asta e o valoare națională. Da. <laughs> să fie bine pentru toți. Să fie bine pentru toți de pe prima pagină. Că restul se descurcă. <laughs> oh, da, da. Se întâmplă asta foarte des. Se întâmplă, se întâmplă. Dar da. încet, încet se mai așează lucrurile. Da, și da, cred... ai stat acolo mult, doi ani și jumătate. Da, am stat, am stat. Cea acelea care e o consecvență pe rol. Da, am stat. Pentru mine a fost o experiență extraordinară și și pentru colegii care erau acolo, cu siguranță. Am reușit, cred că am reușit acolo să construiesc o echipă destul de solidă și destul de bine pregătită, uh -huh. care au... Pus, oarecum, lucrurile într -o, pe o anumită direcție. Nice. Asta ar fi, poate, una dintre valorile pe care le-ai lăsat în urmă, acolo, echipa și construcția pe care ai construit-o. Nu știu, echipa nu mai există, pentru că după aia uh, lucrurile au mers într-o altă direcție, uh -huh. însă, cu siguranță, unii dintre colegii care au rămas acolo au înțeles ce înseamnă valoarea unei echipe nice. și care, care e rolul unei echipe și a membrilor unei echipe. Tu ești un profil de sales, pentru că da. o persoană extrovertită cu o capacitate coerentă de comunicare, ai și stat șase ani de zile în agrobusiness și ai fost om de sales. În agribusiness am stat mai mult de șase ani de zile, am stat șapte ah. ani în Oltec Biotehnologii și încă cinci ani în Cargill, deci sunt 12 ani de zile în agribusiness. Ok. Legați oarecum? Uh -huh. uh -huh. Poziția de, sau postura asta de salesperson te ajută -te în antreprenoriat? Absolut. Absolut. Aici e o greșeală care o fac, adică nu e neapărat o greșeală, e o capcană în care cade destul de multă lume. Adică când ești mm. un antreprenor uh, slash patron de firmă, ai impresia că și în roman antreprenoriat și în, și în companiile mari. Echipa de vânzări, echipa de vânzări și tu ești number one și tu ai alt rol. De fapt, tu de fapt trebuie să fii vânzătorul numărul unu. Pe Buda, ai o echipă de 5-6 oameni nu contează. și tu ești patron, mai trebuie tu să vinzi? Da. Tu trebuie să fii primul care vinde. Uh -huh. Altfel, că o să vină aia 5-6 la tine și o că șeful, băi, nu, e concurența, trebuie să scădem prețul, n-am în casa banii, că ăla are dificultăți. dar Dacă nu ești vânzător și nu înțelegi piața, nu-ți cunoști piața, nu-ți cunoști, nu cunoști clienții, nu-ți cunoști produsul sau soluția care o vinzi, avantajele competitive care le ai, ce te diferențiază în piață și nu neapărat să le cunoști la nivel teoretic, la nivel practic și cum să le poziționezi ca discurs, ești condamnat. Nu ești neapărat condamnat să pierzi, dar rămâi în platou. Deci, ce zici că acțiunea de a vinde te ține bine conectat în piață, da. în raport cu percepția pe care o are pentru produsul tău piața? Și de aici ai putea să identifici optimizări pe produs, optimizări de preț, de strategie. Deci, practic, e principala esență care te ține conectat acolo. Așa este. Și aș mai adăuga inclusiv vânzarea internă. Ah, ok. Adică, în momentul în care există o foarte mare diferență aici. Mulți dintre angajații tăi vor face ce zici tu pentru că tu ești șeful. Și -o vor face numai pentru că așa au zis șeful. Dar în momentul în care îți cunoști produsul și cunoști tot angrenajul business businessului tău, și, în, și din exterior, și din interior, când te duci către CFO-ul tău sau către contabilul șef și ai un dialog articulat din perspectiva unei strategii de business sau. Unei care, re... e ancorat în realitate. care e ancorată, Care într-o realitate pe care o cunoști. Da? Acea persoană, că este contabil sau HR sau marketing sau în producție, dialogul merge în altă direcție. Și atunci el va executa sau va implementa uh, o anumită tactică sau un anumit program sau o anumită procedură sau un anumit proces, nu pentru că așa o zi șeful, pentru că asta ne ajută să dezvoltăm businessul ul și face parte din strategia noastră și ne ajută să mergem mai departe, să construim, să scalăm, să recuperăm creanțe, să dezvoltăm un produs. E foarte... și atunci în momentul în care tu te duci către echipa internă și spui mă facem așa și de fapt... Aici e paradoxul, că nu mai spui că facem așa că zic eu. Mm -hmm. Facem așa, în cadrul unui dialog, și uh, dezbatem împreună și luăm ce mai bună decizie. Și atunci, lumea nu o să mai zică, zic că, Bă, zi șeful, să zică nu ne pară că are dreptate șeful. Să zică, ok, astea sunt punctele uh, argumentate, astea sunt ideile noastre, le punem la masă, discutăm și reușesc să implementezi mult mai ușor, între ghilimele, mai ușor că poate e un pic mai, yeah. mai dificil, e un drum un pic mai complex. Dar lumea va executa și va crede mult mai mult în ceea ce spui tu ca și persoană competentă versus tu ca și patron sau... Deci poziția formală de a avea business-ul nu este suficientă ca să-i facă pe oameni să creadă în tine, ci ar trebui să fie, ai puterea exemplului. Absolut. Mm -hmm. Absolut. Și aici nu mă refer numai la te trezi din ea, la 5 sau la 6 să fii primul la birou. Dar mai avut chestia asta. Man, ăsta e antreprenor, lasă-l că muncește 12 ore pe zi și de-aia îl admirăm. Da, aud, nu. Da, așa este, și eu mă trezeam și mă trezesc în continuare dimineața Dar asta nu înseamnă că Acum, de, antreprenorul, aici, aici are o diferență Antreprenorul muncește 12 ore pe zi Pentru că și atunci când ia prânzul Sau poate când aleargă Sau când merge la un sport E cu capul la business uh -huh. Se gândește la business, se gândește la relaționare Se gândește la uh, piețe Sau cel puțin ar trebui să se gândească da? uh -huh. În schimb când ești angajat te-ai detașat. I e de detașat ora 5? Am a plecat, am spart ușa. Da. Am Mi-am făcut Bun, Și cum schimbi maița ul ăsta? Sau vrei să schimbi mai ul ăsta angajaților sau nu? Trebuie să-i lași, ok, trebuie să se deconecteze de la ora 5 sau ai vrea, ok, vreau totuși no, nu, să nu să, o să da, Nu, nu se poate să schimbi la toată lumea, pentru că sunt oameni și oameni care sunt construi și care au limitele lor uh, impuse, nu neapărat că sunt incompetenți. Ai oameni foarte competenți în poziții cheie care își fac treaba și la ora 5 să pe ușă și pleacă acasă și uh, se dezbracă de job și merg și își văd de activităților. Ceea ce e fair dar să trebuie să fie sănătos. Este sănătos într-o organizație, fără discuție. Da. Îți trebuie totuși câteva persoane loiale mm -hmm. afacerii, idei, viziunii, misiunii tale. Asta mi-a plăcut mult. Loiale afacerii, nu neapărat loiale patronului. Nu, nu loiale afacerii. Mm -hmm. Pentru că lumea... Acum se întâmplă și coincidențe în sensul că uh, sunt loialție ca om, ca valori, ca personaj ca și mm -hmm. caracter și sunt loial și afacerii pentru că avem puncte congruente și cred în acest model de business, cred în acest business, sunt pregătit în domeniul respectiv, nu sunt în stare, nu că sunt prost, nu sunt în stare, n-am resursele să pornesc eu un astfel de business și îți devin și loial în contextul în care avem un program de loializare, un profit sharing sau chiar mm -hmm. păr sociale sau acțiuni în companie. Și atunci îți construiești o echipă cu două trei personaje cheie care sunt lângă tine. Și care dau cel puțin la fel de mult ca știința. Câteodată se întâmplă să dea și mai mult. Și așa, de fapt, spilonii de business și pe ei se bazează construcția. Exact. Mm -hmm. care e primul business pe care l-ai făcut, l-ai dezvoltat? Nu scrie pe LinkedIn, Nu scrie pe nu scrie de 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 Am avut împreună cu soția inclusiv un salon de cosmetică okay. și de uh, afort uh, în câmpia Turzii prin 2004-2005. Înțeleg că nu mai e asta. Nu, nu. nu De ce s-a închis? Bă, iar am, am avut primul copil și ne-am mutat din Câmpia Turzii, ne-am mutat la, la Cluj, că o perioadă am stat la Câmpia Turzii unde mm -hmm. era soție, eu călătoream foarte mult lucrând în corporații și era mult mai convenabil pentru noi, ca și cuplu, ca mm -hmm. și pentru ea fiind gravidă și după ce a născut am închis businessul respectiv și ne-am mutat la Cluj. Îți pare rău că ai început business-ul sau că l-ai închis business ăla? Nu, îmi pare, îmi pare bine că l-am deschis și că l-am închis. Am înțeles. <laughs> nu, eu, nu, eu privesc lucrurile, știi? întotdeauna da. când ai un par pe apă, știi, mă uit la, cu apă, mă uit, mă, e pe jumătate plin sau pe jumătate gol? Și mă uit da. pe jumătate plin. Da. O, iau e o pozitivă. Că am văzut așa acolo foarte, foarte mult. Da. Adică, apropo de ce ziceam, ca să fii vânzătorul businessului tău, când am dat drumul la când am scris salonul, nu e în 2004, 2004-2005, ceva de genul, nu, adică tehnologia nu era așa de prezentă cum e astăzi, nici partea de marketing online, social media nu exista și ca să ne facem parte de vizibilitate și parte de marketing, imaginez că am luat hârtie, carton colorat, am decopat, am lipit, am făcut invitațiile noi de mână, că nu aveam resurse să mergem să printăm niște invitații și niște pachete, abonamente, tot felul de propuneri. Și am mers din ușă în ușă la toate unitățile comerciale din Câmpia Torzi și la primărie și am lansat invitații și propuneri de abonamente pentru salon. Ca să vină lumea. Deci eu m-am plimbat. Eu, ca medic veterinar, că aveam și un alt job, dar era în paralel business-ul ăsta, și mergeam și dădeam invitațiile respective la oameni, la doamne, să vină la noi la salon. Soția era gravidă, nu se putea. Adică se putea deplasa, dar nu era ok. Eu, cum ai zis, aveam și profil de vânzător și îmi plăcea să interacționez. Luam, adunam și un pic de feedback și de reacții din piață, ca să zic așa. De? Și am făcut vânzarea serviciilor noastre de la salon din ușa în ușă în Da, asta mă duce cu gândul la... Noi astăzi când facem un business, știi, începem antreprenorial, ne punem atâtea frâne ca să nu acționăm în a vinde. Nu merge printerul, nu am un, o formulare, nu îmi place prezentarea, ar trebui făcut rebranding, știi, ar trebui Aha. găsit un unique selling proposition, nu merge bine tehnologia asta, știi? Ne tot dăm frâne și când te au pe tine, când spui, stai, am desenat, am făcut, le-am făcut cu mâna, m-am întâlnit cu omul și încă m-am bucurat că m-am întâlnit, că am primit feedback de la, știi? Și fac o paralelă cu câte frâne ne punem astăzi în business, da, îți o lecție foarte valoroasă. E un learning, e, o, e da. și eu călătorie. Da. Mai e o chestie foarte interesantă. În profilul vânzătorului trebuie să existe o, o, o trăsătură foarte importantă, a zice. Partea de, nu neapărat de storytelling. Că până la urmă e vorba de o poveste. Tu vinzi o poveste și vrei să vezi dacă este, o poți articula sau poți găsi un omitor comun cu povestea interlocutorului, celui care vrei să vinzi. De foarte multe ori eh, omitem lucrul ăsta. pornind de la o presupunere că respectivul are o nevoie, nu știi dacă o are sau nu o are și nu știu de unde se trage. Atunci te duci și plasezi produsul sau soluția direct, fără să începi sau să încerci să înțelegi uh, povestea lui și unde poți intra tu. Știi, ca hmm. în -am mers și... nu și se harapalb și. Este uh, acei eroi secundari da. din poveste da. care îl ajută pe Harapalb să Corect. își atingă obiectivul. Da. E chestia, aia, că mă să fără o poveste, nu primește feedback în cazul nostru. Da. <laughs> nu ai feedback, nu poți merge acasă să îmbunătățești lucrurile că nu ai feedback. Spunem un proiect în care ai pierdut mulți bani. Poți să nu-l numești dacă, da, eventual zim domeniul. Nu știu dacă neapărat am pierdut mulți bani. Adică, știi, asta e, mă, mă cu gândul la uh, un tip ce am pierdut uh, duminica duminică seara uh, 4 milioane de euro. Bă, păi, cum ai pierdut 4 milioane de euro? Păi n-am câștigat la loto. -până, până, ora 7 când e extragerea sunt potențial milionar. Da. Am 4 milioane de euro... Asta e bine să cumperi biletul lunii, ca să fii o săptămână <laughs> întreagă. Să, o săptămână, să fii milionar o săptămână <laughs> da. întreagă, da. Potențial milionar. Potențial, mi -potențial milionar, exact, da. da. Uh, nu știu dacă uh, sunt business în care, adică sunt business în care pierzi bani și pierzi bani la început, fără uh -huh. discuție, dar un business în care nu neapărat am, adică am pierdut din perspectiva uh, necontinuării businessului și astăzi ar fi fost uh, ceva extraordinar, după ce am avut salonul, am deschis un business oarecum unic în România și Europa de Est, pe zona de nutriție animală. Aveam un laborator care folosea tehnologie NIR, NIR Infrared Spectrophotometry, era singurul aparat de genul ăsta din România, eram singurul laborator independent din România autorizat. Practic ce se întâmplă, tu ca și fermier în special în în zootehnie, îmi trimiteai mie niște probe ale furajelor care le foloseai în nutriția animalelor, în special la romegătoare. Adică mergeai pe câmp, recoltai lucerna, o puneai într-o pungă specială, o îmbalai, o ridai, o trimiteai la mine la laborator, eu o puneam în aparatul respectiv și în 90 de secunde aveam uh, 32 de parametri nutriționali care ulterior erau folosiți într-o dietă nutrițională care era corelată cu, să zicem, nevoile productive sau cu potențialul productiv al animalului tău, în special la vaca de lapte. Adică dacă aveai o fermă cu vacă de lapte... Asta în ce era? 2008, 2009, 2010. Deci tehnologia începea deja să intre în agrobusiness și să poată să ofere plus valoare. Atunci începea oarecum și agribusinessul să se repoziționeze ca imagine, pentru că agricultorii avea imagine, sau agricultura o imagine destul de precare în piață și atunci au început oarecum să intre digitalul, ca să zic așa, în zona agribusiness. Adică așa să-ți imaginezi, să aduc că în anul 2004, 2005, 2006, 2007, CRM-ul în agribusiness era pe o agendă, nici măcar Excel. Oh. Adică aveai trei agende. Pe o agenda aveai rezumatele meetingurilor cu fermierii, pe alta agenda aveai datele de identificare juridice, SC, Petru, SRL, J, R, codii bani scris cu pixul. Da? Și pe altă agenda aveai uh, uh, ofertele comerciale care le negociai cu ei, pricing-ul, da? și după ce făceai vânzarea. Și de multe ori făceam vânzarea cu sacul. Mergeam, duceam un sac la o fermă, duceam un sac la altă fermă, la 4 dimineața mă încărcam mașina, vindeam sacul, încăsam banii, uh, dădeam factoră și chitanță. Și cu banii, seara, mergeam la ora 5. La caserie? La caserie, la, la, aici la, în Florești, la Metro, că acolo era banca uh -huh. și depuneam banii uh -huh. cu ordin de... Uh, cu acel document, da? Uh, că erau... Dispoziții de... Dispozi... Depuneam banii în bancă, la... practic, da? pe baza încasărilor respective. Nu aveam să fac poze sau posterizare sau alte nimeni, adică despre ce vorbim și aveam facturier, chitanțier. Avis mm. din soțirea morfii, marfa în spate, am da. și jumătate de tonă de marfă, sub un de 25 de kg, am de la Cluj până la satul mare, Iața, la 4 jumate. Și lăsam pe drum uh, marfă. Alcumva era... Da, adevărul e că am câștigat o viteză în dezvoltare datorită tehnologiei, ceva extraordinar. Da. În schimb, hands on ăsta de care îmi povestești tu, că tu vedeai tot circuitul, ăla cere produsul, tu iei produsul, livrezi produsul, încasezi banii, cumva mi se pare așa mai kinestezic, mai prezent, știi, toată activitatea aia. O contat foarte nu mult. Nu neapărat eficientă astăzi. Pentru astăzi că, e total Da, ai pierde mult din capacitate de a face față, știi, concurenței directe. În schimb, la nivel de dezvoltare, cred că... Dar de ce s-a închis business-ul ăla? De ce l-ai oprit? Uh, nu l-am, l-am vândut, am făcut exit, uh -huh. așa dacă, dacă ar fi fost astăzi, uh, era un startup extraordinar uh -huh. uh, și am făcut exit din el pentru că am plecat dintr-o companie, în altă companie, într-o corporație unde am dezvoltat mai mult sau mai puțin cam același uh, model și nu m-a lăsat corporația să am un business adiacent. Okay. Okay. Pe de o parte. Pe de altă parte, o al treilea copil, era destul de greu să gestionăm și familia uh, și mm -hmm. business -ul. Eu lucram atunci și uh, veneam seara 8-9 acasă și până la 2-3 noapte stăteam și prelucram probele. Și în viața la 5 jumate 6 îi porneam la drumiară. Mm -hmm. uh, nu a fost ușor, a fost fan. Uh, era, era un business care producea și zic că am pierdut că l-am vândut. Da, e un cost de oportunitate da, acolo, un da, potențial. Da, foarte mare. Adică, inclusiv astăzi, aproape după, după din 2000, în 2012, cred că l-am, l-am închis sau 13, mai -mi mintezi, mai bine de 10 ani, încă sunt oameni care uh, ne întreabă nu mai ai, sau da. unde să mă duc să fac, pentru că... da bun, dar ai, de, ai decis să rămâi în corporație și să lași proiectul ăla da. pentru că era mai stabil venit în corporație, îți oferea mai multă stabilitate, mai multă predictibilitate sau... Uh, și eu, asta, dar asta nu era neapărat principalul obiectiv, uh, principalul factor. Uh, călătoream foarte mult. A, ok. Călătoream foarte mult și nu mai puteam, plus că okay. soția, soția ea fiind inginer agronom, i-am ajutat destul de mult și cu al treilea copil deja era destul de, de, complicat. Da, era o mare presiune. Da, era foarte mare presiune și a zis, okay, hai că schimbăm un pic modelul. Este o întrebare pe care evit să o întreb antreprenorii, pe, să i întreb pe antreprenori, dar pe tine te voi întreba. Dacă ai avea un milion de euro acum, în ce ai investi? O mare parte i-aș investi în, în proiectul actual care îl avem, uh -huh. în proiectul de telemedicină veterinară, dar o parte din el, o parte din bani i-aș investi în educația copiilor. Uh -huh. I-aș adică, încuraja să meargă în direcțiile în care vor ei și efectiv aș investi în el de exemplu, cel mare care studiază arhitectură și vrea să meargă la școală în Italia. Și când zic aș investi, în nu înseamnă că i-aș plăti chiria și chestii. Efectiv, l-aș încuraja, de exemplu, să, să lucreze, i-aș procura niște instrumente mult mai, mai performante care să-l ajute să se dezvolte și l-aș încuraja chiar să încerce antreprenoriatul de la o vârstă fragidă și să înțeleagă uh, și să decidă pentru el în ce direcție merge el ca și, ca și profesionist. Da, înțeleg că părinții au această superputere că și atunci când nu au bani, susțin pări, copiii să studieze și să se dezvolte, așa că asta probabil oricum se întâmplă. Nu că e superputere, asta e un super curaj. E un super curaj. Un super, un super curaj, curaj. Știi? <laughs> Zim de proiectul cu telemedicina. Da, după ce am avut uh, tentativele astea pe diverse modele de business în diverse domenii, care m-au foarte mult și asta a fost și de fapt un, un target al meu personal, să, să testez și în alte domenii, să văd un pic uh, dacă se potrivește ce am învățat în agribusiness cu alte, cu alte echipe, cu alte domenii, uh, m-am întors oarecum la, la meseria de bază uh, sau la domeniu care, uh, în care m-am educat. Proiectul de telemedicină, respectiv telepost, l-am imaginat undeva în 2019-2020, atunci a fost prima oară când l-am desenat oarecum ca și, ca și business. A venit pandemia și l-am pus în, în stand-by și l-am reluat, reluat, anul trecut, prin primăvară-vară. Și nu, are mai multe, mai multe premise acest, acest proiect. În primul rând, e o nevoie. Deci, telemedicina veterinară. veterinară. Telemedicină veterinară. Da, prima dată când te-am auzit și eu că eram la o cafea și și eu am un câine, știi? Și instant m-am gândit de câte ore am avut întrebări. Este ce trebuie să fac asta. Parcă, parcă nu m-aș duce până la doctor veterinar pentru asta, poate e o chestie banală, știi? Deci am avut și în clipa despre, stai un pic, deci telemedicina mai auzit și avem și un business din Cluj care da. crește în telemedicină. La telemedicina veterinară mi-a atras foarte puternic atenția și nu știu de ce, dar m-a atins și emoțional cumva. Stai un pic, este un business care se gândește la chestia asta, că se gândește nu numai la animăluți, că se gândește de fapt și la proprietarul care are o emoție și suferă la un moment dat și are nevoie să o rezolve. Și se gândește pe lângă cele două da. entități, inclusiv la medicul veterinar. Ok. Și el ne interesează. Și o să-ți spun și de ce ne interesează lucrul ăsta. Acum, adevărul este următorul. Telemedicina veterinară se face dinainte să se facă telemedicină. De fapt, cred că telemedicina se face da, din totdeauna și. Dar, bun, asta că îl sui pe doctor și zici, mai uite, am problema asta. Ai, ai telemedicină! Da, aia deci, e, de da. fapt, telemedicină. Astăzi, tehnologia care avem la dispoziție ne ajută. Să mutăm telemedicina din receptor, mă refer la telefon, în zona de video call, streaming și alte, alte tehnologii da. care sunt. Care sunt soluțiile noastre da, de comunicare? Care, de exact, și care sunt mult mai rapide, mult mai eficiente și mult mai, mult mai relevante din anumite puncte de vedere. Și o să încep cu. El, de ce și pentru medicul veterinar? Mm -hmm. Meseria care are cel mai mare grad de vulnerabilitate din perspectiva burnout și are cea mai mare rată de sinucidere la nivel mondial este cea de medic veterinar. Da. N-aș fi zis. Erau un trecut arhitecții, avocații, acum pe primul loc sunt medicii veterinari. Este o meserie care e, -ă, e, e copleșită. Medicul veterinar astăzi e copleșit din mai multe puncte de vedere și emoțional și ca workload și financiar. Și ai carență în tehnologie un medic veterinar sau nu? Și nu vorbesc aici de un app de comunicare în telemedicină, ci efectiv instrumentele, inovația și tot ce se întâmplă în medicina veterinară. Este într-un progres sau într-o oarecare stagnare? Este la start, dacă vrei. Aha. Deci acum, acum cred că o parte din medicii veterinari realizează cât de importantă e tehnologia în relația lor uh, profesională. Medicin, medicul veterinar, sau uh, meseria de medic veterinar este meserie vocațională. Medicul veterinar este uh, focusat strict pe animalul de companie, pentru a-l pentru a vindeca, sau pe animal. Uh -huh. Pentru a nu lăsa să sufere. Un medic veterinar suferă când vede un animal că suferă. Uh -huh. Aici, peste asta se suprapune inclusiv suferința ownerului, Așa, aici ai, ai o complexitate emoțională care trebuie gestionată de către medicul veterinar. Și mai mult, medicul veterinar înțelege și presiunea financiară sau bugetară a proprietarului de animal de companie. Pentru că dacă vine la tine și are, ai o intervenție sau un act medical care presupune niște costuri, care nu și le permite petonorul, dar relația emoțională între petonor și animal este foarte mare, medicul veterinar face sacrificii, inclusiv financiare, ca acel animal să fie bine pentru petonor. Dacă tu mi-arăți în piață un alt business în care uh, antreprenorul zice bă, mergem cu prețul ăsta, pierd eu, pun -o de la mine ca să-ți fie ție bine și nu o faci punctual pentru un caz, o faci pentru mai multe cazuri. Deci asta se întâmplă. Da. Deci asta se întâmplă. Și mai este încă o chestiune foarte interesantă care are o componentă emoțională uh, puternică și noi nu neapărat că o ignorăm, nu o cunoaștem, Noi o identificăm apropo de ce ziceam de vulnerabilitate și de gradul mare de sinucidere, se numește Cure to Kill. Vindecă pentru a omoră. Nu vorbesc neapărat la, pe piața din România, vorbesc la modul general acum, la nivel internațional, unde sunt tot felul de cazuri care sfârșitul este iminent. Adică da. animalul trebuie eutanasiat. Și eutanasia nu face, nu face pe o face medicul veterinar, pentru că onorul zice, Bă, nu pot să-mi omor câinele. Da. fă tu. Tu, ca medic veterinar, după ce ai stat trei luni de zile și ai încercat tot felul de intervenții sau măsuri de uh, vindecare sau cel puțin de reducere a durerii, da? ești obligat acum să stai lângă animal să-i faci eutanasia. Pentru că pe tonorul nu poate să facă chestia asta. Ceea ce e de înțeles. Da. Și atunci da. tu stai să faci lucrul ăsta. Și trebuie să fii pregătit și aici emoțional. Da? Hmm. Bun, hai să vedem cum ajută. De, aș zice și pe uh, litere, e tele, -p a w -s. Telepost. Telepost, da, Telepost. Mm -hmm. Ok. Cum ajută platforma? Am înțeles uh, că, ok, are grijă de pet -owner, de animaluț, are grijă de, și de... De medicul veterinar. Da, dă-ne detalii un pic uh, despre proiect. <coughs> În primul rând este o aplicație nativă din punct de vedere tehnic. Uh -huh. uh, mobile Native iOS, Android. Da. Și este o platformă care practic mediază și facilitează interacțiunea și accesul pe la o rețea de medici veterinari care au competențe pe anumite specializări. Noi în aplicație avem doar medici veterinari cu aceste competențe. Nu avem în acest moment medici veterinari generaliști. Avem medici veterinari cu specializări pe cardiologie neurologie, ortopedie, oftalmologie, dermatologie, fizioterapie, medicină comportamentală, you name it. Eu intru, îmi descarc aplicația, îmi fac profilul, îți faci profilul animalului, animalului, da? Și acolo ai după aia oportunitatea să interacționezi cu medicii veterinari din aplicație. Ai acolo mai multe specializări. Ai acces inclusiv la servicii pentru că avem un contract cu o companie mare la nivel național pe zona de analize de sânge, analize de laborator avem serviciu de urgențe, pentru că se întâmplă de multe ori să consider că e urgență cu animalul de companie, lucru care ulterior se dovedește că de fapt nu este o urgență. Dar avem și butonul de urgență, încercăm să găsim o colaborare și cu pe zona de ambulanță veterinară. Așa. Bun, dar cu aplicabilitate națională pe partea de ambulanță? Mă gândesc în marile, orașe, în marile Orașe. În Marile Orașe, în marile orașe, pentru că sunt, sunt situații da. Adică sunt spitale clinici care au ambulanță, serviciu de ambulanță veterinară. Și în momentul în care intri în contact sau uh, clinica respectivă intră în colaborare cu Telepos, acel serviciu de ambulanță veterinară poate să fie disponibil okay. uh, în, uh, în locația respectivă, în regiunea respectivă. Da? Uh, avem uh, Aplicația este gratuită și asta e foarte important, cred că de menționat, ca să înțeleagă lumea. În schimb, avem abonamente. Uh, Dar e gratuită? Ce pot face în gratuitatea? În grat o gratuit și ai, Cu gratuitatea practic ai acces la medici veterinari. Acum toate consultațiile trebuie uh, plătite, că e normal să... Dar am ceva informații utile, elemente de educație sau anumite aspecte care mă ajută în gratuitate? Uh, da, vor fi urcate în aplicație, că le-am luat pe rând, vor fi urcate da. în aplicație uh, elemente care sunt în zona educațională pentru petonări. Pe zona comportamentală, pe zona nutrițională, pe, inclusiv pe zona de a alege un animal de companie o pisică sau un câine. Cum îți alegi un animal de companie? Eu vreau un animal de companie. Un După câine. Cum arată? Da, e drăguț, e flat, e frumos, e jucuș, <laughs> da. am niște pe social media, e foarte fain. Vreau și unul din ăla. Dar nu știu dacă ți se potrivește. Nu știu ce presupune creșterea unui... Uh... Nu știu, dacă ai spațiu necesar, timpul necesar pe care îl aloci. De obicei nu, nu le ai pe niciunele din da. astea. Dar, uh... nu, no, și -o să fie elemente. Sunt și pe landing page-ul nostru și se o să fie și în aplicație material educaționale, inclusiv o să avem o să avem și noi un pic mai încolo un fel de podcast în care vom avea dialoguri cu medici veterinari care, așa cum a zis, au competențe pe anumite specializări și care vor ghida și educa pe tonării în anumite în anumite zone. Deci ăsta e un podcast care este specific sau invitații sunt doctori veterinari care vin să vorbească despre sau să ne educe cum trebuie să ne îngrijim. animalele. Animalelor. da. Indiferent că este câine, pisică, animal exotic, cal. Și industria asta da, e, și e, și mai sport, mare, da, e și mai mare, da. Și mai mare. Investiția. Apropo, câte animale de companie sunt acum în România? Statistica ne spune că sunt peste 6 milioane. Oarecum împărțite jumătate jumătate pe câini și pisici. Și câți doctori veterinari ai spus? 8600. Dacă faci un calcul, da. suntem, da. Okay. Și în așa 8600 dintre toți medicii veterinari care lucrează în instituții respectiv da. de Și 6 care... milioane e un număr mare raportat la numărul de locuitori? Sau... E un număr măricel. Suntem în top 3 țări la nivel de Europa, ca și număr de animale raportat la, hai să zicem, la numărul de gospodării de familie. Că noi, în România, avem undeva okay. la 9 milioane de de gospodării. Da. Doar că avem familii cu doi câini, cu trei pisici. Cu... Da, și avem și da, familii da, care, da. Nou și o, care nu au câini. Care nu au nu, da. Mi se pare interesant asta cu podcast pe animale. O să zic că podcast. Da, da, am înțeles da. că face co-branding da, cu da. aplicația și cumva trecerea către tehnologie și business are foarte mult sens. Se mai poate inova în zona asta de Medicină veterinară, acum asta cu telemedicina, înțeleg că oricum există, ci acum doar o adoptăm sau o adaptăm unor tehnologii moderne. Ce alt tip de inovație mai puteți aduce în segmentul ăsta? Suntem un pic curajoși aici, noi, și o să introducem în piață un produs uh, nou care uh, nu e prea că face concurență, că o să aibă o componentă. E parte de pet insurance. Uh -huh. Și aici o să, o să, o să marjăm foarte mult în perioada următoare. Deci o să fie niște abonamente medicale care o să reprezinte practic un fel de pet insurance pentru deținătorii de animale de companie. În Europa, piața de pet insurance la nivel internațional este <coughs> foarte mare. Statele Unite, UK, Spania, toată lumea are asigurare pentru animale de companie. Păi Europa, și în România există așa ceva? Nu, nu există în Europa de Est. Așa ceva. Mm -hmm. uh, produsele există, companiile de asigurări au așa ceva în pachetele lor. Deci au produsul. Doar că nu se vinde. Uh, nu se vinde din diverse motive. Uh, acum, trebuie să fim și realiști, că și de, raportând de la România. Uh, Dar cât poate să fie un pet insurance ăsta? Eu am un câine, cam până unde ai, mă duce ca și cost? Ai idee, ca și range? Uh, pentru România, noi ne-am gândit la câteva pachete, și nu vreau să lansez neapărat acum niște niște cifre, dar pot să spun că în afara României, pachetele astea uh, ajung, uh, încep de la 30 de euro pe lună până la 120 de euro pe lună, în funcție de um, valoarea deductibilă, în funcție de. Sunt niște criterii acolo legate. Și asta de... ce presupune? Că merg, nu știu, am o problemă cu animalul și îl duc la doctor veterinar. Da, îți decuntează... contează firma mai de asigurări în modelul clasic. E practic modelul da. clasic în afară. Noi, okay. să fim, noi abordăm un pic diferit. Uh -huh. O să mergem pe model de abonament, care are o sumă fixă anuală și, în funcț și o să fie câteva pachete acolo, care practic vor deconta până la 90% cel mai probabil din valoarea intervenției medicale. Pe zona de spitalizare și chirurgie sau intervenții chirurgicale mai complexe, acolo cel mai probabil o să mergem și noi cu, cu asigurator, pentru că sumele sunt altele. În schimb, pentru pachete de wellness, pentru pachete de accidente sau pentru alte afecțiuni, inclusiv pe zona stomatologică, o să avem abonamente care acoperă până la 90% din valoarea actului medical. Acum, a, a, în general, intervențiile uh, în România, pe zona veterinară, sunt între 1.500 și 4.000 de lei. ca și, mai Depinde, bineînțeles, de complexitate, de cam asta e plaja. Și plătind abonamentul acela anual, în care ai inclus un consult de specialitate, un set de, de analize de laborator și îți acoperă, bineînțeles... Analizele uh, uh, de laborator în mod... Uh, de prevenție sau într-un mod... Adică există prevenție când vorbim despre animalele de companie? Fac oamenii treaba asta? În România nu. În adică România. în România de-abia începe acum să se întâmple. Deci ești într-o piață care la început cu o ofertă, să zic așa, așa, cu un proposal de business care vine să îi învețe pe pe atonări? Să-i ghideze, să-i învețe mm -hmm. și să-i obișnuiască, să, să transforme, să transforme într-un obicei. Pentru că... Mai ales după pandemie, dar și în ultimul timp, în ultim, nu, de fapt în ultimii ani, în ultimii ani în post pandemie lumea a început să se poziționeze diferit față de animalul de companie. E clar, membru al familiei și-au schimbat bugetele. Noi am văzut niște statistici și am făcut niște survey în România ca să validăm statisticile respective legate de vizita la medicul veterinar, bugetele alocate și nu neapărat bugetele alocate din perspectiva sumei, ci din perspectiva calității produsului care îl. Uh, a e direcționat uh, animalului de companie. Că poți te să te un sac de mâncare cu 30 de lei, dar îți garantez că în alea 10 kg cu 30 de lei nu găsești elementele necesare uh, unei bune funcționări și a unei sănătăți uh, animalului. Să nu mai vorbim de profilaxie sau prevenție. Da? Uh -huh. Adică. Uh. Și atunci. Uh, Majoritatea oamenilor, adică nu majoritatea, 75% către 80% dintre deținătorii de animale de companie merg la medicul veterinar doar atunci când este o problemă. Dar Asta facem doar. și oamenii. Nu? Adică, nu prea mergem noi la doctor. Prea dacă mergem, nu m -a m -a când te doare. -a da. <laughs> a, 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 a diferența și care e, că tu știi când te doare și îi spui bă, mă doare. Mă doare de o săptămână, nu când mă doare asta și mă duc mâine mâine întrece, poate nu mă mai doare. Dar peste o săptămână, dacă tot continuă să mă doare, da. mă duc la medic. Când știi că îl doare pe animalul tău de companie? Când știi că îl doare măseaua? Sau când știi că îl doare burta? Are un deranjament? În afară de faptul că vezi probabil în, în scaun. Da. Nu, nu, cunoști detaliile astea. Atunci, doar când lucrurile devin acute sau supracute și în funcție de timpul tău, a, te duci la medicul veterinar. Și adevărul că ne iubim animalele extraordinar de mult și chestia asta să ne gândim la prevenție și ne când în când să mai facem un control. E obligatoriu. Oricum, partea asta de petișură nu funcționează fără aceste controle recurente și niște evaluări recurente care, practic, te vor ajuta pe tine să eviți în viitor alte posibile afecțiuni sau alte probleme care vin cu costurile respective. În trei ani de zile, câți utilizatori o să aveți? În trei ani de zile? Mhm. Uh -huh. Sper să ne apropiem de 100.000 de, de utilizatori. Aia ce înseamnă, ca și cifră de afaceri? Aia ar însemna, ca și cifră de afaceri, cel mai probabil către 25-30 de milioane de euro. Construiești business-ul ca să-l vinzi sau construiești business-ul ca să-l lasi le legacy? Moștenirea a familiei. Nu știu dacă. E prea devreme să mă gândesc la exit, că mai primit întrebarea asta, știi? Da. De obicei e foarte întâi, dacă își, bă, am o idee, fac un start-up, îi dau drumul, apoi da. fac exit, iau câteva milioane asta și... Fluxul, și fluxul, asta clasic. E fluxul clasic. da. da. Uh, exit nu cred că... adică ce înseamnă exit? Să e total din el, uh, să nu mai am legătură, nu cred că o să se întâmple lucrul ăsta. În toamna asta o să scoatem un tichet pentru finanțare, pentru a scala la nivel internațional, că suntem în discuții în UK, în Spania, în Statele Unite. Okay. Uh, dar cred că mai mult legacy, nu, nu legacy neapărat familiei mele, ci da. legacy uh, comunității, societății. Apropo de comunitate, știu că conduci o comunitate de CEO, ca să zic așa, de top management da. din diverse companii. Uh, de ce ai făcut demersul ăsta sau Care-i drive pentru comunitatea de top management când eram CEO, sau nu, nu, nu neapărat eu, dar da. toți cei care sunt în poziție de CEO sau au fost în poziție de CEO uh, au tendința să, se, să, să pună foarte multe presiune pe ei și deci, oarecum să se autoizeleze chiar dacă nu-și dau seama. Uh, și din exterior, când ai o poție de top management, toată lumea așteaptă de la tine răspuns. Și, bă, ești acolo, number one, tu tot trebuie să le știi pe toate. Păi mă gândesc că așa și acum, în business cu telemedicină veterinară, e ca echipa se uită la tine, tu ești azimutul, dai direcția și faci. No, nu, nu e chiar așa. Nu? Adică, atâta timp cât ești conștient și asumat de nivelul tău și de competențele tale și de limitele tale uh, și le verbalizezi, uh -huh. adică, chiar nu e să zici bă asta, nu știu. Pe păi, cred că chiar ajută, nu? chiar ajută. Să mai empower colegii care au profesia complementară de cu aia. Da. Adică, dar aici, aici e challenge cel mai mare, că niciodată nu ești pregătit pentru poziția de CEO. Deci niciodată nu ești pregătit. Mai, mai ales când începi poziția de CEO. Nu, nu știi ce reprezintă. Sună foarte fancy. Știi? E CEO unei companii, ai, nu știu, 500 de angajați, 100 de milioane de euro, ce afaceri. E uh, un rucsac mare care îl duci. Da. Și încep să pui tu presiune pe tine, pentru că oricine intră la tine în birou, indiferent de unde vine, indiferent ce fel de stakeholder este, furnizor, angajat, finanțator, acționar, intră la tine în birou să plece cu un răspuns de acolo sau cu o decizie. Nu-ți mulțumiți dacă pleacă, bă, nu știu, hai să vedem în altă parte. Da. Sau cel puțin tu crezi că ei așteaptă de la tine. Și atunci începi să te autoizolezi și începi să faci și să pui multe presiuni pe tine, inclusiv, față, inclusiv familia pune presiuni pe tine. Uh, și nu ai o comunitate de, de colegi pe orizontală cu care uh, să poți uh, dialoga, cu care să te... ah, și de aici Transilvania... de aici Transilvania Executive Hub. Executive da. hub. Uh, și, zice, trans, și, nu, se mai, nu, nu mai este CEO Clubs pentru că eu personal cred că poți de CEO în contextul actual, pe tot ce înseamnă leadership sau pe tot ce înseamnă structură organizatorică într-o într companie, fie că e antreprenoriat, fie că e corporație, își va schimba un pic arhitectura. Uh -huh. Și uh, CEO va fi doar uh, cel puțin ierarhic sau pe hârtie. Uh, acolo vorbim de oameni în board, uh, fie că e formal, fie că e informal, uh, oameni care sunt cel puțin la fel de competenți ca și CEO-ul. Și atunci am deschis ușa un pic mai larg și altor uh, poziții din zona de executiv. Că este HR, că este CFO, că este Chief Marketing Officer, că este. își au loc acolo în exact, comunitatea. Exact. Aia. exact, își au loc mm -hmm. acolo și uh, aduc valoare. Apropo de valoare, care e valoarea comună a acestor oameni care ajung să fie în top management? Nu bună întrebare asta. Care ajung și care rămân sau care ajung și de aia nu mai rămân. E un pic. Da. Cred că cel mai important lucru uh, e față de tine. Hmm. Față de principiile tale. Și față de valorile tale. Există, cel puțin în sport, există o chestiune. Ce te-au dus până la nivelul ăsta, nu te mai duci mai departe, trebuie să schimbi anumite lucruri. Uh, și în zona de executiv, dar aici e un pic diferit. Știi? Deci, ajungi, ajungi într-o poziție de top management, CEO uh, sau director general, pe competențele, pe lecțiile care le-ai învățat, pe skillurile tale, pe valorile tale uh, și e destul de tentant la un moment dat să faci niște compromisuri când ajungi acolo sus, crezând că dacă faci acele compromisuri îți menții poziția lucruri care le observi după aia că nu se întâmplă și ești nevoit să fie să renunți, fie să faci un pas în spate, fie să te scuturi, fie să... Aici no, mi-a spus atunci și cele cea mai importantă valoare, dar și cel mai frecvent risc sau știi... Da, uh -huh. Ei. E, bă, Sandu, e foarte, triche. foarte Ce multă lume crede că din exterior, știi, când te un eu zici, bă, ce fain are mașină scumpă, mergi la hotel, zboară cu avionul, ce fain, noi, el știe, el. Nu o să întâmple lucrurile astea. Adică, nu, realitatea nu e așa. Realitatea nu e așa. Și de multe ori, uh, eu are dialoguri interne extrem de agresive cu el. Interne, ah. emoțional, știi. Ok. Și. Uh, dacă merge în zona de compromisuri și renunță renunță la valorile lui. Uh, nu știu de dragul business-ului sau pentru a nu pierde un om sau pentru a nu pierde business sau pentru pentru a nu face anumite lucruri care sunt la limita moralității. E o foarte interesantă care mi îmi place cel puțin ca debate. Uh, imoral și legal sau moral și ilegal, zona asta, știi, de moralitate și legalitate. Sunt lucruri care le faci, care te frământă din punct de vedere moral și le justifici pentru că sunt legale. Să-ți dau un exemplu concret. Dai pe cineva afară. Decizia este, și știi, ești, ești convins că nu e din punct de vedere moral. Însă procesul, acțiunea, este legal. Despinziți jobul. Da. Ca să-l dai afară. Adică sunt. Ai un suport legal. Să ai se întâmple legal, lucrul Da, asta. Dar știi că nu e ok ce ai făcut. Da. Așa că e o frământare. E o frământare pentru cei care au un bagaj uh, etic mm -hmm. în spate. Dar sunt și lucruri care sunt morale și sunt la limita legalității, se poate chiar 10.000 mm -hmm. în la afara legii. Da. În afara legii. Mm -hmm. No, și uh, astăzi, 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 presiunea cred că e din ce în ce mai mare din punctul ăsta de vedere. Noi nu realizăm, da? Presiunea asta e din ce, în ce mai mare pentru că așteptările oamenilor sunt din ce, în ce mai mari din perspectiva eticii. Uh -huh. uh, și, bineînțeles, a cadrului legal sau reglementat care, care există în jurul nostru. Da. Takeaway-ul meu este și pentru colegii care vor edita episodul. Este că o valoare comună a acestora este loialitatea față de propriile valori. Da. Și foarte valoros takeaway-ul ăsta uh, și îți mulțumesc uh, pentru el. Aș mai avea o întrebare tot așa un pic filozofică. Pentru tine ce înseamnă libertate? Îți dau răspunsuri aici. Te Fii, rog. Primul, libertatea e să poți să stai liniștit la ora prânzului, să bei un par de whisky, să fumezi un trabuc. Să nu te întrebi bine. Adică nu, să, să nu spese de ce se întâmplă în jurul tău. Bine. Cu limitele uh, da. moralității și a bunului simț. Uh, și cred că pentru mine libertatea e să, uh, să ai curajul sau să. Da, să fii cine ești tu. Odată să te cunoști tu foarte bine, să fii asumat și să, și să ai curajul să fii tu. Asta înseamnă pentru mine libertatea. Adică să nu. Nu neapărat să fiu atent ceea ce zic la modul respectiv, nu te poți să vorbești vulgar în anumite da. contexte. Dar să, să fii sigur că indiferent ceea ce zici tu, este interpretat corect și că ai libertatea să spui sau a, poți să spui lucrurile așa cum, cum le consider tu, fără, fără să-ți fie teamă, că aici e foarte important, fără să-ți fie teamă că te va judeca lumea, că te va judeca lumea oricum, sau să vă uite și la ce a zis, bă, ce...? nu contează, contează ce crezi tu, aia, deci aia e cel mai important. Contează ce crezi tu despre tine. Și lumea va crede despre tine nu mai mult și mai puțin decât ce crezi tu despre tine. Punct. Asta e libertatea. care e drive-ul care te ține în business? Poți întrebări grele pui, mă, că nu mă gândesc la atât timp. Ți-am spus că povestim doar la... <laughs> da, Ți-am da, da, spus da. Da. că povestim lejer ca la o cafea. Da, da, nu da. e nimic mai... Mai există, da, e drive-ul ăsta... Cred că îs două, componente aici foarte, foarte importante. It's oarecum raționale și emoționale. O dată drive-ul arhitectural care l l-am uh, în interior prin, prin, educația primită și din sistemul de învățământ și de acasă. Adică, bă, trebuie să mergi la școală, trebuie să fii educat, trebuie să faci o facultate, trebuie să ai un job ca să poți să-ți iei un credit, să ai o familie, să-ți faci o casă. Dar asta e un drive oricum așa ancestral, știi, în glanda pietuitară acolo, știi? Dar la nivel personal, ce mă, ce mă, ce mă, conduce pe mine, și asta vreau să cred despre mine, de fapt, da, să cred despre mine, îmi place să interacționez cu oameni, îmi place să construiesc echipe, îmi place să fac diferența, îmi place să, să cred că am un rol în, în societate și că toate interacțiunile care le am cu cei din jur au un impact cel puțin pozitiv, să nu zic neapărat în cel mai rău caz neutru, dar să știu că pot influența într-un într mod pozitiv ce se întâmplă în jurul meu. Nu știu cât se simte cumva pe audiență, dar pot spune precis că toate interacțiunile cu tine au a cu tine au o energie foarte bună și acum îmi dau seama în timp ce te ascultam că de fapt această energie bună vine fix din uh, asumarea ta de a fi așa cum ești și a nu avea uh, prea multe uh, inhibiții. Bariera așa în care să te ascunzi protocolar. Mi se pare că ești foarte natural, foarte deschis și încă de la început când am interacționat m-am simțit într-un confort productiv așa cu tine, ceea da. ce e foarte fain. Great! Când am început podcastul ăsta am zis că vreau să aduc alături de mine antreprenori care au experiență și vor să împărtășească și astăzi tu m-ai ajutat în scopul pe care l-am. Este pentru prima oară când am și un partener al podcastului, sunt cei de la Sticar, sticker.ro uh, o soluție de tehnologie plus uh, un sticker care se lipește pe parbriz, este o tehnologie în locul numărului de telefon pus în parbriz îți las și ție cadou uh, acest Super. produs da? e o um, um, inițiativă interesantă și inovativă sper să te ajute și uh, în încheiere mai am rugăminte Spunem te rog un singur sfat, dacă ar fi să-l dai unui antreprenor la început de drum, care ar fi sfatul acela? Dacă crede într-adevăr în, în ideea lui și în, în ceea ce vrea să construiască, să se asculte pe el și să continue, să nu. să audă ce se întâmplă în jurul lui să-i audă pe restul, bine, mă, dar păi greu, bine, mod dar păi mai sunt atâția, bine, mă, dar păi, nu știi? Mă, dacă într-adevăr crezi în ceea ce construiești și în ceea ce vrei să faci, la, la adevăratul sens, adică, bă, cred că eu pot să fac lucrul ăsta și mă reprezintă, să nu abandoneze. O să vină momente foarte grele, o să vină momente în care o să-și pună întrebarea, bă, ce dracu am făcut și modul ăsta aici sau, Dar să nu abandoneze. Deci, Asta cred că e cel mai bun sfat care îl pot da cuiva care încearcă sau începe un business. Nu abandona. Nu abandona niciodată ă, drumul pe care ai pornit. O, se poate să fie, să fie poate puțin greșit, se poate să iei decizii greșite. Important e aici te poți ajuta, ai luat decizia. Aici cel mai important. Că e greșită, vezi tu mai departe. Dar să nu abandoneze. Și să, un al doilea sfat foarte important, poate la fel de important ca și primul, să se asigure că stă la masa care trebuie adică face parte dintr un își construiește sau cel puțin stă într un networking de la care are ce învăța și care îl îl ghideaze. Și te cel care va face o companie de 100.000 de utilizatori în zona de telemedicină veterinară, peste 20 de milioane în cifră de afaceri în 3 ani, când promit că te invit din nou la un podcast ca să vedem cum au ieșit lucrurile. Super. Îți mulțumesc frumos, Andu, Și mulțumesc și pentru pentru cadou. Mulțumesc frumos.